Românii care s-au vaccinat cu prima doză în străinătate vor putea face apelul în țară. Potrivit coordonatorului campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță, persoana respectivă se va adresa unui centru de vaccinare din apropierea domiciliului, cu dovada că a fost vaccinat cu prima doză pentru a se ști exact ce tip de vaccin să-i fie administrat. Vaccinarea anticovid nu este condiționată și este la liberă alegere. Imunizarea se poate face la orice centru de vaccinare din țară în limitele locurilor disponibile, dar este posibilă și în țări diferite. Astfel, persoanele care s-au vaccinat în străinătate cu prima doză pot face rapelul în România. În cazul în care o persoană a fost vaccinată cu prima doză de vaccin împotriva COVID-19 într-o țară străină, ea se poate vaccina cu cea de-a doua doză de vaccin în România, cu același tip de vaccin, dacă face dovada printr-un document că i s-a administrat prima doză de vaccin în străinătate. Până la momentul actual, în județul Mehedinți s-au vaccinat peste 16.000 de persoane. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost vaccinate 537 de persoane cu prima administrare în cadrul etapei a doua de vaccinare. În total au fost vaccinate 16.424 de persoane. Precizăm că de la Centrul Regional de Stocare și Distribuire a vaccinului împotriva COVID-19 ni s-au trimis 17.594 de doze. Pentru ca rapelul să fie posibil în România, persoanele vaccinate cu prima doză trebuie să prezinte actul doveditor care conține datele despre imunizare și doza administrată.